numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți și ați ascultat-o la Sfânta Liturghie, esența sau finalul Evangheliei, sau dacă vreți, supratextul cel mai dimensionat ca valoare a fost acesta. Ce vreți să vă facă oamenii vouă, aceea faceți voi lor. Nimic nu poate fi mai clar și mai concis. În legea lui Moise era dinte pentru dinte. Ochi pentru ochi și măsură pentru măsură. În legea lui Hristos lucrurile se schimbă, dar în substratul și adâncimea lor au aceeași esență. Nu o să poți să faci niciodată bine în viață și să se răsplătească cu rău, sau să faci rău și să se răsplătească cu bine. Și cineva va zice, da, dar uite, am făcut bine și mi s-a întâmplat rău. Să s-a întâmplat de la oameni, nu de la Dumnezeu. Deci Evanghelia vine de la Dumnezeu și merge la Dumnezeu. Deci în momentul când tu faci un bine pe pământ, cu scopul de a-L primi Dumnezeu, indiferent cât de mult va fi timpul sau îndelungarea vremii care trece, răsplata acelui bine te va urmări undeva unde tu nu te aștepți sau nici nu gândești. Și ca să vă fac să înțelegeți un lucru și mai esențial, Evanghelia de astăzi este pusă ca esență în calendar despre iubirea vrăjmașilor. Și tot în Sfânta Evanghelie spune, dacă faci bine celor ce îți răsplătesc, pierzi plata. Dacă dai celor ce se întoarce înapoi, ce folos ai. Dacă iubești pe cel ce te iubește, faci ce fac păgânii, și așa mai departe. Dar dacă iubești pe vrăjmaș, atunci te pui în contradicție cu psaltirea. Și auziți ce spun psalmii lui David. Pe cei ce te-au urât, Doamne, cu ură nedreaptă i-am urât. Deci iată că avem și vrăjmași pe care trebuie să-i urâm. Și aceia sunt vrăjmașii crucii. Deci în momentul în care auzim cuvinte de hulă la adresa lui Dumnezeu, avem dreptul să respingem, să îndepărtăm și să, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, pe cel ce vorbește urât de Dumnezeu, să-l pocnești peste gură, să sfințești mâna ta. Deci aceasta nu este o vrăjmășie, ci este o îndreptare, o certare. Pe viclean urăște Domnul, iarăși psalmistul David. Și atunci eu ce fac, dacă am porunca să iubesc? În clipa în care cineva încearcă să schimbe ceva din învățătura lui Dumnezeu, acela îți devine dușman. Pentru că chiar Mântuitorul Iisus Hristos a transformat această esență a cuvântului de astăzi în ceva mai de finețe. Iisuse, mama ta și frații tăi așteaptă afară. Și Mântuitorul spune, nu, mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu. Deci auziți ce înălțime de cuvânt. Ei, așa este și în viața cotidiană. Vrăjmașii sunt de trei feluri. Și de ce am spus de trei feluri? Ei, de fapt, sunt de vreo 20 de feluri. Sunt proști, idioți, imbecili, perverși, ticăloși și cum vreți dumneavoastră să-i luați. Dar noi nu vorbim despre răutățile pătimașe ale oamenilor răspândite în modul de a face rău. Că unui turnător, unui securist, unui dușmănos, unul te sapă, unul te îngroapă și așa mai departe. Nu. Și avem trei feluri de vrăjmaș. Primul vrăjmaș al omului este trupul. Deci fiți foarte atenți. Și de ce trupul ne este dușman? Pentru că cu cât s-a străduit Dumnezeu să-l facă mai frumos, noi îl potlogărim și îl batjocorim mai urât. Și de ce spun lucrul acesta? Bărbații cei mai frumoși sunt cei mai perverși, mai ticăloși și mai curvari. Femeile cele mai frumoase sunt prada golanilor. Și atunci, sigur că, iată, trupul devine o atracție a plăcerii. Deci frumusețea care ne-a dat-o Dumnezeu, ne-a dat-o ca să vedem harul și puterea cu care se revarsă dragostea din El ca Creator asupra făpturii sale. Când spui, iete Domnule, din astea, cum se numesc, staruri sau cum se numesc ele, frumusețele astea ale pământului, un mis. Ei, nu-i meritul ei cu nimic. Ea n-a făcut nimic în acest scop.
Nu și-a pus o genă care să aibă tenul frumos, nu și-a pus o genă în care să aibă ochii frumoși. Toate au venit din codul genetic dat de Dumnezeu. Dar noi ne mândrim cu ele. Deci de aceea, primul dușman de care trebuie să ne ferim este trupul. Adică, dacă ne l-a dat Dumnezeu frumos, să-l prețuim la adevărata lui valoare. Dintr-o femeie frumoasă poate să iasă o icoană frumoasă și o sfântă, dintr-o femeie frumoasă poate să iasă și o mamă frumoasă și o sfântă, dintr-o femeie frumoasă poate să iasă o intelectuală frumoasă sau orice altă specialitate care vreți pe linie socială, și dintr-o femeie frumoasă poate ieși un model frumos de educație în societate. Și de ce nu principalul model sau principala icoană a unui om frumos este modelul familiei. Deci fiecare sac are peticul lui. Dacă te uiți în societate, ai să vezi că soțul și soția ai impresia că seamănă. De ce? Genul tău este și ceea ce te apropie și începi să-ți alegi. Să aibă ochii nu știu cum, să aibă chipul nu știu cum și ușor, ușor se aleg unii pe alții până ce tot se însoară și se mărită. Ei, aceste daruri și lucruri venite direct din cer de la Dumnezeu nu ne aparțin nouă. Și de ce spun că nu ne aparțin nouă? Noi n-am contribuit cu nimic la frumusețea noastră. Aici a contribuit direct Dumnezeu. Și cineva va zice, păi da, pentru ce există cabinet de înfrumusețare? Aceea este un artificiu, că ți-ai pus tu genele mai lungi sau sprâncenele le-ai creionat. Aia nu ține de frumusețea ta naturală. Aia e o chestiune de serviciu, ca să spun așa. E un fel de artă plastică, un fel de pictură în miniatură. Deci n-are nicio treabă. Deci aceea nu intră la darurile lui Dumnezeu. Aia ține până de seară. Când te-ai spălat dimineață pe față, iar trebuie să întinzi cu creionul, sau iar trebuie să pui rimelul. Deci aia nu ține de frumusețe. Nu aia e frumusețea omului. Aia e o imagine din afară care ține de societate și oamenii fiind falși și snobi, cred că în aceasta stă valoarea. A, uite asta, zice, s-a întors în evul mediu, nu-și mai vopsește părul, nu-și mai pune o podoabă, nu se mai rujează, nu se mai aranjează, nu se mai fardează, asta e impresia oamenilor slabi. Dar adevărata femeie frumoasă este acea țărancă obișnuită cu baticul în cap, în care când te uiți la ea, vezi expresivitatea frumuseții native dată de Dumnezeu. Un ten fără riduri, niște ochi mari frumoși, un chip normal, un păr frumos, o ținută decentă, o haină îngrijită, și aceea este frumusețea dată de Dumnezeu. Și puțini sunt cei care pot să spună că nu se bucură de așa ceva. Pentru că toți ne naștem frumoși. Uitați-vă, mergeți într-un mediu universitar. Eu am și spus odată, întâmplător, și fac afirmația nu gratuit, treceam cu mașina pe Copou. Și ieșeau studenți, acolo o căruță de facultăți. Și la un moment dat era plin, numai de tineri și de tinere. La tramvai, pe stradă, de mână, pe trotuar. Și am zis, uite, spune lumea că nu avem oameni frumoși în România. Pentru că toți erau foarte frumoși. Deci ceea ce este încărcat de darul lui Dumnezeu și de tinerețe este frumusețea noastră naturală dobândită de la Dumnezeu. Dar nu ca să facem din trup dușmanul nostru. Și el de ce devine dușmanul nostru? Pentru că viciindu-ne în mod porcos, atragem spre noi iadul. Și atunci, așa spune, să iubești pe vrăjmașii tăi. Deci iubește-ți trupul tău, care e casa Duhului Sfânt, e templul Duhului Sfânt, e casa sufletului și cu el vei sta în fața dreptului judecător. Ei, aici fac, nu ca o glumă, ci ca o paranteză, închipuiți-vă ifosită din asta de babă la 80 de ani, toată vopsită și machiată în fața Mântuitorului Hristos la judecată. Doamne, eu sunt universitara nu știu care. Nu. Acolo va fi așa. Alb sau negru. Strălucire sau întuneric. Deci acolo faptele vor sclipi. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să mă pot băga în pateric într-o istorioară care îmi place. Cam astăzi să fie ceva mai simplu. Un episcop Ioan cel Milostiv, care era foarte renumit în starea lui sufletească și un om de o bunătate excepțională, deci n-avea măsură la milostenie, spune că spre eparhia lui treceau corăbile pe mare și se întorceau câte plecau cu daruri din episcopie, atâtea să-și întorceau cu aur. Stând odată undeva și ținând un cuvânt, a văzut o femeie desfrânată, dar împodobit atât de frumos și îngrijit atât de frumos, încât a întors brusc capul.
Clericii au spus, iată, episcopul nostru s-a lăsat rănit sufletește de desfrânata împodobită care a trecut cu ceata ei de desfrânate prin fața locului unde se ținea slujba. Episcopul care era văzător cu Duhul a simțit și a spus, o, fiilor, cât de îngustă este vederea minții omenești. Iată ce am gândit când am întors capul după această femeie. Dacă ar avea tărie creștinul să-și împodobească sufletul, tot cu atâtea fapte bune, cu câtă frumusețe își împodobește trupul în afară, raiul ar fi plin de sfinți. Femeia a auzit. S-a întors și a zis, repetă, părinte, încă o dată ce ai spus, că nu am înțeles. Stimată doamnă creștină, dacă sufletul dumitale ar fi la fel de frumos împodobit cum este și trupul, tu ai fi sfântă în rai lângă Dumnezeu. Și a lepădat toată deșertăciunea lumii, s-a schimbat și a cerut iertare, s-a spovedit, spune mai departe, Patericul și Vețele Sfinților, și s-a dus în mănăstire și s-a călugărit după unde, ca și Maria Egipteanca, ca să nu lungim vorba. Deci vedeți cât poate face cuvântul lui Dumnezeu când rănește inima. Sau o explicație logică. De aceea în lumea noastră socială și creștină, și duhovnicul, și preotul, și societatea, și mama, și tata, și bunicii fac același lucru. Pentru tineri au indulgență, pentru oamenii maturi au perseverență, iar pentru bătrâni au îngăduință. Deci ne este îngăduit să fim indulgenți cu cei tineri, că așa spune și David, Doamne, nu pomeni păcatele tinereții, că tot omul e nebun la tinerețe și n-are socoteala și măsura înțelepciunii. Pentru că este și un proverb, ce știe bătrânețea, nu poate. Și ce poate tinerețea, nu știe. Deci dacă noi am avea mintea bătrână la tinerețe, am fi cineva, dar Dumnezeu a dat să evoluăm cu vârsta și cu mintea. Și atunci sigur că la tinerețe credem că totul e permisibil și greșim și facem ce vrem noi. Dar spre bătrânețe apare vremea înțelepciunii și a cărunteții minții când ne dăm seama, asta nu-i bun, asta nu folosește. Apostolul Pavel a simplificat, a spus, toate îmi sunt îngăduite, dar nu și toate îmi folosesc. Și aici pun punct și spun, primul dușman pe care trebuie să-l iubim este trupul. Să-i dăm și cele pământești și cele duhovnicești. De aceea spune Mântuitorul, ce vreți să vă facă oamenii vouă, faceți voi lor. Adică respectă pe semenul tău, respectându-te pe tine, chiar fiindu-i model. Și atunci vei atrage după tine darul lui Dumnezeu. Un alt dușman al nostru este lumea. Și tocmai aici este esența. Așa începe Evanghelia, să faci oamenilor ce vrei să-ți facă ei ție. Într-o societate liberă, pentru că noi trăim liberi, suntem la ora actuală, putem spune așa, că suntem și occidentali, și socialiști, și comuniști, și democratici, și tot ce vrei, nu ne oprește nimeni. Dacă un om vrea să se suie în cap pe un stâlp, acolo stă, nu-l întreabă nimeni. Ei, această libertate dată nouă oamenilor, pentru că noi ne-am dat-o, noi vrem așa. Deci spiritul, vedeți, uneori se confundă, va fi o turmă și un păstor, nu o turmă de nebuni, o turmă de credincioși, nu o turmă în sistem industrial, ci o turmă în sistem spiritual, adică de aceeași gândire, de aceeași mentalitate, de aceeași trăire, la asta se referă. Ca așa cu turma și în piață, unde se vând zarzavaturi, tot o turmă se cheamă, și într-un bâlci, unde se adună lumea la populism electoral sau distracție sau dezmăți, tot turmă. Deci e o diferență între turma dezorganizată și dezordonată și turma duhovnicească. Turma duhovnicească înseamnă în termen spiritual totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi care împlinesc și ascultă poruncile lui Dumnezeu. În momentul în care lumea este liberă, la un moment dat noi gestionăm sau guvernăm această libertate tot pe trei criterii. Morala din noi, pentru că trebuie să fie înainte de toate om. Educația personală, care înseamnă 7 ani de acasă, care nu mai ține de morală. De exemplu, unii poate nu au parte de acești 7 ani, că este grădinița cu program prelungit și atunci la arma 2 de acasă, că de la 3 ani la damă sau la grădiniță. Dar peste aceasta este legea.
Deci e o lege care înseamnă mai nou sau mai vechi, în vechime, se chema codul manierelor elegante. Cum să te porți, cum să vorbești, cum să saluți omul, cum să dai bună ziua, să-i cedezi locul în autobuz, să-i duci sacoșa, să-l ridici dacă a căzut, să nu-l împingi pe scări, să-i spui scuză-mă și așa mai departe. Deci lucruri de genul acesta. Ei, toate aceste legi pleacă din interiorul omului, de a fi tu om cu tine. Pentru că tot un proverb popular spune așa, respectă-te tu pe tine dacă vrei să te respecte cei din jur. Și pentru această lege și pentru acest mod de a legiui, am trei măsuri de la care să înțelegeți. În primul rând, legea trebuie respectată de cel ce o pune. Și când spun de cel ce o pune, mă refer că părinții sunt primii legiuitori. Pentru că ăsta e legiuitorul suprem, familia. Restul celelalte, școala îți dă rațiunea intelectuală învățând cărți, iar serviciul îți dă, cum se spune, cartea vieții. Încep să deprinzi o meserie din care treci, brățara de aur. Ei, în momentul în care ești în fața părinților, părinții pot greși sau te pot îndrepta. Și de aceea vreau să spun că în legile nescrise ale conștiinței, toate cele trei legi se guvernează după dreptatea lui Hristos și după adevărul lui Hristos. Că așa a spus Hristos, eu sunt adevărul, calea și viața. Și care este prima lege? Un împărat avea un fiu care urma să fie moștenitor la tron. Între timp fiul a crescut, dar pe vremea când împăratul a intrat la domnie, a spus așa, când voi găsi eu o vreme de cuviință, voi pune o lege pe care dacă cineva nu o va respecta, va avea de lucru cu mine. Și au spus așa consilierilor, ca să vedeți, aici fac echivalentul între ce vă spuneam eu adineauri, că dușmanii noștri sunt de mai multe feluri, perverși, vicleni, mincinoși, parșivi și cum vrei să iei. Aștia referindu-ne la lume acum, că suntem la capitolul lume. Și a spus consilierilor, alegeți voi o lege pe care să o putem respecta în tocmai cum ați dat-o. Și s-a sculat cel mai bătrân din toți și a spus așa, eu propun cine greșește și face fără de legi care nu sunt în etică cu viața noastră în împărăție, să-i se scoată ochii. Dar de ce au pus această lege? Au pus această lege pentru că știau că împăratul are un fiu și în felul acesta pot gestiona trei lucruri deodată. Dacă greșește fiul, trebuie să-i scoată ochii și nu va mai fi moștenitor și își vor putea ei alege pe cine vor. A doua, împăratul ținând la fiul său va anula legea și ei își vor putea acoperi greșelile lor, că dacă a greșit împăratul, a fiul împăratului s-a iertat, de ce să nu iertești pe fiii lor? Dar să vedeți că lucrurile n-au mers așa. A venit vremea și rând pe rând, aici, colo, câte o întâmplare, că știți, când îl ameninți pe om cu moarte, e cel mai sfânt. Deci poți să-i vorbești omului de toate poruncile sfinte. Când simte barda la gât, devine sfânt. În sensul că își teme pielea, capul, căpățâna păzește bostănăria, frica. Ei, aici, colo, mai cădeau câte doi ochi. Dar într-o bună zi, feciorul împăratului a săvârșit aceeași fără de lege ca și prostimea, ca cei de rând. Consilierii imediat s-au împăunat și au spus, împărate, trebuie să facem consiliu de coroană, fiul dumitale a săvârșit o greșeală din cele interzise împărăție. Și a spus, împăratul, nu-i nimic. Convocați consiliu. A fost adus fiul, pus la scaunul infamie acolo în mijlocul consiliului, și a spus, consilierii mei, hotărâți ceea ce vom face. Și din nou cel viclean a spus, cel care hotărâți această lege, să nu-i scoatem ochii că-i moștenitorul și nu putem avea un împărat orb. Și ar fi o rușine pentru împărăție. Și împăratul a spus, nu-i un motiv. Altă părere. Să-l batem, să-l biciuim. Nu-i un răspuns. Altă părere. Să-l băgăm în temniță, dar să-l iertăm pentru că va fi moștenitor. Nu-i un răspuns. Și atunci s-a sculat împăratul și a întrebat, a cui sigiliu este pe acest inel? Al împăratului. Cine este cel mai mare în împărăție? Împăratul.
Cine dă ultima poruncă? Împăratul. Veți face cum vă spun eu. Pentru că n-am gândit atunci când am dat legea, un ochi mi-l voi scoate mie. Pentru că n-am gândit că fiul meu poate să greșească și nu l-am educat cum trebuie, un ochi îl voi scoate lui. Ca legea să rămână cu scoaterea a doi ochi, nu unul. Și mai bine un împărat cu un ochi și un moștenitor cu un ochi, decât unul orb care să-i ducă pe toți în groapă sau cu amândoi ochii, orb fiind, să-i ducă din nou în groapă. Și s-au spăimântat toți de gândirea împăratului. De ce? Pentru că împăratul a fost drept și cu el și cu poporul. Ei, iată, acesta este modul de guvernare corect atunci când vrei să faci oamenilor ceea ce vrei tu să-ți facă ei ție. Deci dacă tu ești corect cu ei, atunci Dumnezeu e corect cu tine. Dar pentru această măsură este cu adevărat nevoie de ceea ce v-am spus, cele două legi, morala din tine, cei 7 ani de acasă și frica de Dumnezeu. Deci iată ce ne păzește de lupta cu lumea. Deci un copil educat de părinți, dus la biserică, spovedit și împărtășit, este copilul ideal care în momentul în care va greși, va ști să primească și pedeapsa. Și de ce vă spun lucrul acesta? În viața noastră familială există două iubiri. Una biologică, irațională, față de fiii noștri, și una biologică, sentimentală, față de fiii noștri. Dar iubirea de Dumnezeu nu există. Mama și tata îl iartă cât pot, societatea trebuie să-l ierte cât trebuie, iar el are toate drepturile să greșească. Și atunci nu se ajunge nicăieri. Și în felul acesta, cei din jurul nostru, în loc să facă oamenilor ceea ce vor să le facă lumea lor, fac oamenilor tocmai ceea ce nu trebuie să le facă lumea lor. Adică ucid, fură, înjură, dau în cap și atunci sigur că acești oameni nu pot fi aproape pentru semenul lor decât un dușman. Ei, asemenea dușmani trebuiesc nu încercuiți, nu striviți, nu uciși, ci aduși la măsura să cunoască că lovind în aproapele nu faci bine. Deci, aceasta e Evanghelia de astăzi legată de lume. Și aici mă opresc și vă arăt o altă formă mai înaltă, deci vă arăt o altă formă mai înaltă de gestionare a semenului de către semen pe același criteriu și cu aceeași măsură. Un judecător avea un prieten. La vremea respectivă, prietenul a săvârșit o fără de lege atât de mare, încât a fost dat pe mâna instanței. Toată lumea știa că președintele Consiliului de Judecată din zona respectivă era prietenul lui. Și toată lumea a zis, mergem la judecată să vedem cum își va judeca prietenul. Cârcotașii, pentru că din aceștia avem tot timpul, eroii sunt mai puțini, au spus așa, sigur îl va ierta sau îi va da cu cauțiune sau îi va da cu suspendare că este prieten. Judecătorul a intrat sobru în sală, a pus ochii în jos și a pus roba pe el, inculpatul a stat în boxa acuzaților, avocații au pledat și a început judecata. Și s-au ciorovăit acolo cum să bate ei între articole și lege, arătând gravitatea faptei, la care judecătorul spune... Pedeapsa cea mai înaltă va plăti suma cu tare persoanei care i-a provocat paguba sau supărarea fără niciun drept de iertare, nici suspendare, nici rate, nici cauțiune. Are la dispoziție 3 zile, altfel va fi închis în temniță. Cel din boxă, fiind prietenul lui, s-a înnegrit. Pentru că erau și judecăți mai ușoare, jumătate din sumă, pe perioade, pe rate, deci se putea găsi alte modalități. El a dat din prima sentința cea mai înaltă, a bătut cu ciocanul, a scris grefierul, a ieșit și a plecat. Nici nu l-a sunat pe cel judecat, nici nu s-au căutat și au văzut de treabă. Judecătorul s-a dus acasă și i-a spus soției, am un prieten la grea încercare și trebuie să luăm din economiile noastre niște bani și mă duc să-i împrumut că e într-o problemă. S-a dus la locul unde trebuia depusă suma respectivă, a achitat-o integral, a lăsat la
chitanță când a scris numele celui care era de fapt inculpat, a ieșit și a plecat. Nimeni nu și-a dat seama, a rămas doar extrasul de cont, cum ar fi în ziua de azi, sau biletul ăla fiscal. A ieșit și a plecat. Prietenul nu l-a mai sunat timp de 8 zile niciodată. Trecând termenul acelor 8 zile să plătească, acesta a împrumutat de aici, de acolo, de acolo, s-a îndatorat peste tot, a luat și el suma cu pricina și s-a dus să plătească. Când ajunge la locul unde trebuia plătit, spune: cum vă cheamă? Păi așa mă cheamă. Și ce aveți de plătit? Suma de cutare. Ne pare rău, nu sunteți atent. Ați achitat-o acum 8 zile. Uitați-vă chitanța. A încercat să recunoască scrisul, era scrisul omului de la ghișeu, deci n-avea ce să recunoască. A încercat să vadă semnătura, era semnătura de la ghișeu, deci n-a înțeles nimic. Și s-a gândit, măi, ce poate să fie asta? A luat banii la el, s-a dus acasă, a dat să sune la omul respectiv și avea un robot. Știți cum, lăsați mesaj după semnalul sonor. Și acesta îi spune pe robot: un prieten se câștigă greu, dar se pierde repede. Nu și-a dat seama ce înseamnă. A încercat să-l caute și să întrebe de ce a scris acel mesaj. N-a dat de el. După foarte multă vreme și îndepărtat timp, s-au întâlnit. Și a zis: ce faci, măi, prietene? Nu te-am mai văzut de atâta vreme. Nu e nicio problemă, zice, ce să fac? Mă mișc prin lumea cotidiană, caut un prieten. Păi cum, dar eu nu sunt prieten? Poate mi-ai fost prieten, dar nu-mi ești. Și a spus: de ce nu sunt prieten? Pentru că te-ai supărat, că te-am judecat drept. Legea este a tuturor, prietenia era a noastră. Și dacă mi-ai fi fost prieten, m-ai fi căutat după judecată, să mă întreb de ce am făcut lucrul acesta. Dar te-ai supărat și m-ai căutat abia după ce ai văzut că alți prieteni au fost mai buni prieteni cu tine. Și a întrebat: de ce spui? Atât am avut de spus. Deci nici măcar nu i-a spus că s-a dus și a plătit respectiva cauțiune. Deci ce vrea să iasă în evidență de aici? Că o prietenie rămâne și la bine și la rău, o relație adevărată rămâne și la bine și la rău, nu în momentul în care totul este bine, suntem prieteni și dăm pe afară de prietenie, iar când apare o problemă nu ne mai cunoaștem. Dar cum? Ne irităm de parcă am fi avut dreptate și atunci când greșim. Ei, cu asemenea oameni nu poți fi prieteni. De ce? Pentru că ei te pot trage la rău. Deci, un ava din pustie, că acum mă întorc pe partea spirituală, a fost găsit de ucenici ascuns într-o peșteră și întrebat: Ava, de ce fugi mereu de noi? Pentru că vă iubesc. Păi ăsta e semnul iubirii, fuga de noi? Păi da. Nu pot să încaier mintea mea duhovnicească cu mintea voastră lumească și cu gândurile voastre. Deci același lucru trebuie să-l aveți și voi în minte. Nu puteți amesteca mălaiul mizerabil al lumii și toată, cum să vă spun eu, lungoarea asta șâclită a răutății sociale cu legile lui Dumnezeu. Deci nu poți să fii pervers și credincios, murdar și credincios, parșiv și credincios, viclean și credincios, mizerabil și credincios, răufăcător și credincios, turnător și credincios. Păi ori ești vertical și ortodox, ori ești jigodie. Deci trebuie să alegi una din căi. Și atunci sigur că acestea nu vin în contradicție decât cu ce? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Te iubesc că ești creștin, dar nu vreau să am treabă cu tine. Bună ziua! Și zice: da, părinte, dar asta înseamnă că țineți minte rău. Nu țin minte rău. Țin minte că mă poți împinge în greșeală. Mergi cu pace. Și de ce vă dau pilda aceasta? Când vă alegeți prietenii, uitați-vă întâi la ei să fie cu adevărat credincioși, nu credincioși. Pentru că credincioși sunt toți. Și budiștii cred în ceva, și mahomedanii cred în ceva, și creștinii cred în ceva, și catolicii cred în ceva, și sectele cred în ceva. Toată lumea crede în ceva. Să crezi în adevăr. Dacă crezi în adevăr, nu vei greși niciodată. Și ultimul dușman al nostru este diavolul. Ce face acest isteț?
spune molifta Sfântului Vasile, se arată în mod viclean când vrea să-și bate joc de tine, și vorba cuiva interesant, nu contează numele, a spus odată așa, toată lumea se întreabă cum arată diavolul. Într-o comunitate va veni în chip de om să te ispitească. În pădure va veni în chip de fiară sălbatică sau pasăre de noapte sau copac. În apă va fi sub formă de val. În pustie va fi sub formă de nisip sau umbră. Undeva într-un crâng va fi sub formă de creangă sau piatră sau de ce te vei lovi. Și îi spune, uite, diavolul ce mi-a făcut. Deci asta este ideea, că diavolul poate să ia o formă vicleană, să te ispitească prin orice. Și când spun cuvântul prin orice, vă dau o pildă și o muscă, dacă te sâcăie, te face să înjuri. Și ea că ai făcut un păcat, uite, musca aia a făcut voia diavolului. N-a trimis-o diavolul acolo. Diavolul doar a speculat imaginea fotografică și a dat imbol simțului. De ce am venit eu să spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că perversitatea lui întrece cu mult perversitatea noastră, iar tehnica de lucru a lui este mult mai tehnică decât a noastră. Și am să-ți dau o pildă simplă ca să înțelegi. Diavolul nu vine și spune că ești lacom. Mănâncă să nu te îmbolnăvești. Diavolul nu spune că ești bețiv. Bea să te simți bine. Diavolul nu spune să curvești. Da, fă-ți un pic plăcerea că ești tânăr. Diavolul nu spune să furi. Lasă, ia că-ți trebuie. Deci, iată, vedeți cum lucrează, are două forme. Una de vedere estetică și una de profunzime mizerabilă. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că tot în vorba populară a filocaliei găsim scris la Sfinții Părinți, tot lucru bun este încununat de măsură. Crezi că în clipa în care ai fi prins la furat, că ai o pâine, te condamnă cineva? Nu, că n-ai o mașină de pâine. Crezi că în clipa în care ai luat 5 lei, că ți era foame, te condamnă cineva? Nu, că n-ai băgat mâna până la cot. Crezi că te condamnă cineva că ai făcut cuiva un bine atâtica? Nu, când n-ai avut măsură la binele respectiv. Deci tot ce este în exces, diavolul gestionează. De ce? Tot ce vine din prea multă iubire de sine, vine la dărâmarea de sine. Și ca să vedeți că diavolul lucrează cel mai mult și prin cele materiale, se întoarce foarte frumos și lucrează prin cele spirituale. Și lucrează, știți cum? Prin amăgirea minții. Cel mai ușor în lumea cotidiană a celor care sunt în biserică, le dă întotdeauna conceptul că toate neîmplinirile lor sufletești și toate nerealizările lor sufletești vin din cauza farmecelor vecinilor. Asta am întâlnit-o eu ca preot și râd tot timpul când mi se spun prostii de astea la spovedit, uneori m-aș pune pe burtă și aș râde. Dar tac că nu e un gest corect din partea unui duhovnic. Și atunci stau pe scaun și ascult mai departe inepția respectivă cum se derulează. Părinte, am găsit eu un chibrit supreș, de asta am pierdut serviciu, am găsit clanța unsă cu nu știu ce, de aia m-a bătut bărbatul, am găsit un capăt de lumânare la capul holului, am călcat pe el și m-am îmbolnăvit. Deci, la orice lucru este justificare. Dar zi așa, sunt neglijent. Nu mă închin. Mă culc fără rugăciune. Mă scol fără rugăciune. Nu sunt spovedit. Nu sunt împărtășit. Nu merg duminica la biserică. Nu mi-au anafora și aghiazma dimineața. Nu mă spovedesc în posturi. Nu citesc și eu o rugăciune când am o problemă. Nu fac și eu un bine celui necăjit de lângă mine. Și atunci toate acestea la un loc însumează ce? Ispitirea diavolului spre tine care te găsește perfect descoperit, iar tu găsești justificarea că a avut el treabă cu tine. N-a avut! Tu i-ai pregătit terenul. Dacă găsea diavolul în casă ca aia gheazmă și anafără, nu s-a apropiat, pentru că el se teme de lucru sfințit cu Duhul Sfânt. Nu s-a apropiat de împărtășanie, nu s-a apropiat de spovedanie, nu s-a apropiat de rugăciune, că l-ard. Dar a găsit un om care este mulțumit că e sătul, că a dormit bine, că a mâncat bine, că s-a distrat bine, că are bani, că are lux, că are ce-i trebuie, că nu-i lipsește nimic. Deci nu numai aceasta e viața, viața e și cea veșnică. Și atunci sigur că diavolul speculează aceste lucrări și le folosește în favoarea lui și ne duce în înșelare. Repet, în înșelare. Deci ăsta este ultimul lui stil. De a face din noi creștini
victimele lui în mod fals. Și am să vă dau o pildă ca să o înțelegeți și mai ușor. E hazlie, dar e frumoasă. Ca păi vă spun și una groaznică, scabroasă. Un călugăr într-o pustie a găsit un cuib de păsărele și niște ouă. Le-a pus subtil în buzunar, pentru că acolo nu se mânca decât pesmeți și pâine. A venit cu ele la chilie și în timp ce starețul vizita chiliile, a simțit un miros de ars. Și când s-a apropiat de ușa chiliei lui, văzând că de acolo vine mirosul, a deschis ușa. Tovarășul călugăr, la o lumânare, frigea oul. Îl ținea să se înferbânte ca tot conținutul ăla să se coaguleze dinăuntru, să-l poată coji, să-l mănânce. Și a întrebat, ce faci, frate? Cum e posibil așa ceva? Părinte, diavolul m-a îndemnat. Iritat la culme, satana a spus, îmi pare rău, părinte. Nici prin cap nu mi-a trecut. Acum mă miram și mă uitam prima dată ce i-a venit în cap. Deci vă dați seama? Deci aceasta înseamnă o formă de înșelare. Deci tu faci și spui, diavolul m-a îndemnat. Diavolul ne-a pus să spargem magazinul, să ajungem la pușcărie. Diavolul ne-a pus să nu muncim corect și cinstit și când apare un accident de muncă să ai de dat sute de milioane la cel cu mâna ruptă sau cu piciorul rupt în calitate de patron. Diavolul ne-a pus să lucrăm fără facturi, că atunci când îți pleacă gestionarul de la magazin, că nu-i mulțumit cu salarul, să te toarne la ITM și să te trezești cu garda și să dai sute de milioane amendă și să spui, uite ce rău mi-a făcut. Păi ți-a făcut, că dracu a lucrat prin el. Deci ne întoarcem de unde am plecat. Incorectitudinea naște haosul. Incorectitudinea naște monstruozitățile. Asta este de natură materială, dar trecând la cele spirituale, ajungem la una și mai finuță. Un împărat foarte credincios și de mult bun simț a spus dușmanilor săi ca să bage spaima în ei. Și aici închei, mai am două lucruri de spus frumoase și am punctat Evanghelia de azi cu totul. Uite ce este, pentru că s-a mulțit atât de mult răutatea în împărăția mea, am de gând un lucru. Care aveți dușmani, în fiecare joi eu fac divan și pedepsesc. Dar gândiți-vă la o pedeapsă pe care voi primind-o că i-ați părât pe dușmanii voștri, deci a dat pedeapsă și celui care părăște. Dușmanului vostru eu voi da dublă. Și au venit primul și a spus, mie mi-a furat vecinul un bou, ca împăratul să ia vecinului amândoi boi. Mie împărat, ăla mi-a făcut prejudiciu în jumătate de țarină. De ce? Ca să ia lui ăla toată țarina. Împăratul și-a dat seama că e perversitate, dar i-a lăsat după mintea lor, adică i-a gestionat să vadă unde duce răutatea. Și într-o zi a intrat și tata perversilor. Și a spus, zice, împărate, fratele meu m-a supărat atât de mult, încât sunt în stare să-l ucid. Și ce pedeapsă să-ți alegi pentru această ură nejustificată? Împărate, mie scoate-mi un ochi. De ce? Că urma celuilalt să-i scoate pe amândoi. Și împăratul a spus așa, aici măsura răutății depășește bunul simț în ceea ce se cheamă umanitate. Ieșiți amândoi afară să nu vă văd. Deci l-au scârbit până unde poate merge prostia și răutatea umană. Deci până acolo suntem noi în stare să mergem când este vorba de semeni. Ca în procese. Cineva a pierdut 2 ari de pământ, 3 ari, 10 ari. Dacă te duci într-o tarla, dai 2 milioane și îți dă vecinul intravilan sau extravilan, cum se cheamă ăla, și îți pui roșii și zarzavat până nebunești. Sau iei în arendă și trăiește și ăla așa și tu. Nu. Pentru 2 ani se judecă 10 ani, 15 ani, 7 ani, 9 ani, care câte 100 de milioane la avocați, la judecători, îi duce acolo, că doar tribunalul trebuie să trăiască, este o vorbă. La fiecare minut, născându-se un fraier, deștepție trebuie să-l exploateze. Și atunci, sigur, că în momentul când îi tot cară banul acolo și îl cară, și îl cară, și îl cară, la un moment dat, am avut ocazia și fericirea să cunosc o situație de genul acesta, în care fiica și-a dat mama în judecată pentru un cuier care costa 400 de lei. Și am întrebat, păi zic, și la avocat cât ați dat ca să vă judece cazul?
2 milioane. Și ce nu v-ați luat un cuier nou? Nu, am vrut să-i demonstrez mamei că e al meu. Deci, iată o inepție legată de aproapele, mă refer, nu situația în sine. Îți dai seama că și judecătorii au râs și au spus, nu vă putem judeca în primul termen, vă mai lăsăm un termen, mai plătiți o expertiză să vedem ce scrie pe eticheta de la cuier, care nu mai există. Asta însemna să te duci la magazinul de unde l-ai cumpărat, să cauți în arhive, să vezi dacă există bonul ăla în casa fiscală, că aia a cumpărat un cuier acum 2 ani. În felul ăsta mai duci și 1 milion la avocat să te mai reprezinte odată. Dar nu asta e esența. Și în momentul în care omul ajunge într-o asemenea decădere sufletească, înțeleptul Solomon folosește un termen și spune: drepte sunt cărările nebunului în mintea lui. Și în momentul când ajungi la așa ceva, deschizi psaltirea la psalmul 8, versetul 11 și citești: când oamenii de nimic se urcă sus, nelegirea mișună pretutindeni. Deci când vezi dezordine în jurul tău, caută să vezi de unde vin toate și atunci nu mai ai nevoie să te agiți, să te rogi lui Dumnezeu și stai în banca ta. Și ca încheiere, ca v-am spus că mai am un pasaj, să vedeți cum lucrează Dumnezeu, un împărat păgân după ce a dat un război din ăsta de cotropire, printre toate achizițiile de prizonieri, a prins și 2 creștini, erau vecini. Dar tocmai aceștia erau într-o ceartă de la un hat. I-a băgat pe amândoi în temniță, urmând când va fi de socotință să le taie capul. Și cum se întâmplă că i-a băgat în aceeași temniță? Îți dai seama că în momentul când s-au văzut, unul dintre ei și mai umilit a zis: frate, și așa ne vine moartea, și așa suntem prizonieri, te rog iartă-mă, măcar să mor în păcat cu Dumnezeu. Zice: nu pot să te iert. Frate, dar mâine ne taie capul. Nu pot să te iert. Frate, dar mâine vom fi în fața dreptului judecător, zilele noastre sunt numărate. Nu pot să te iert. Ăsta așa a văzut de treabă, s-a retras în colțul lui, s-a rugat. A doua zi, de ce spune? Iertați și se va ierta vouă. Dacă voi iertați păcatele preasemenilor voștri și Dumnezeu vă iartă vouă păcatele voastre, spune în Evanghelia de la Apostolul Mulțumirii. La apostolul de la mulțumire. A doua zi i-a scos la tribuna unde tot executa prizonieri și împăratului i s-a părut că unul din cei 2 creștini strălucește fața. Și a zis: stați, pe asta nu-l omorâți, liberați-l. Și ălalalt a spus: și eu sunt creștin. Nu, lui ăsta tăiați-i capul, că nu-mi place fața lui. Era tocmai cel care nu iertase. Deci Dumnezeu i-a împins spre așa o împrejurare că dacă ei s-ar fi iertat, împăratul îngăduia ca amândoi să fie eliberați. Dar a fost eliberat numai cel ce a putut ierta. Care este esența aici în istorioara? Că e tot din Pateric. Că în momentul în care tu nu poți ierta pe fratele tău, mai ai o povară în plus. Știți care e acea povară? Circulă vorba bătrânească: bă, nu-l omorâ că iei păcatele. Noi, înainte de a omorâ oameni cu sapa, cu toporul, cu pistolul, omorâm cu vorbă. Deci noi nu facem altceva decât să luăm păcatele altora în spate și să le cărăm după noi. Că ăla a făcut așa, că ăla a spus așa, că ăla a adres așa, că ăla are așa, că ăla face așa, că uite cine e ăla, uite cine e celălalt. Dom'le, nu e treaba noastră. Este un singur judecător și acela e Dumnezeu. Pe el îl interesează de ce fumează oamenii, de ce curvesc oamenii, de ce beau oamenii, de ce înjură oamenii, de ce sunt răi. E treaba lui, e creatorul lor, el are dreptul să-i judece și are dreptul să-i cântărească. Datoria ta este să-i eviți, fiind o lumină în sfeșnic sau fiind un model pentru ei, sau oferindu-te să nu fii ca ei. Pentru că în Psaltire și în Apostol spune așa: osebiți-vă, zice Domnul, și de ce este rău să nu vă atingeți? Duhul nu-l stingeți, prorociile nu le defăimați. Iar în altă parte, tot în Psaltire spune: nu le este lor cu putință să se schimbe, că de Dumnezeu nu se tem. Deci tot de credință e nevoie. Deci înainte de a ne cerceta dușmanii noștri, lumea, trupul și diavolul, semenii și cei din jurul nostru, să ne cercetăm pe noi dacă nu suntem dușmanii noștri proprii. Adică, dacă ochiul nostru nu vede cumva pătimaș,
dacă mintea noastră nu gândește cumva egoist, dacă părerea noastră nu este cumva proprie și mai mult ține cu noi, adică trebuie în momentul când relativizăm o problemă, de aceea sunt puși în dilemă și cei care judecă dosare în tribunale. Asculți atâtea minciuni că începi să crezi tot ce auzi și atunci nu știi cui să dai dreptate. Și aplici legea așa cu barda, nu mai ții cont că ăla are voie sau nu are voie. Ei, dacă ar fi conștiință, judecata s-ar face înaintea lui Dumnezeu. Frate, e al tău, ia-ți, e al meu, lasă. Dar pentru a ajunge la o asemenea măsură, trebuie să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.